20-20, trag cortina de fier, încep un război rece. Ce puteți voi face, pe unde voi trece? Că nici nu înțelegeți ce dracu să petrece în capul vostru. Eu pot sau să fac pe prostul, sau să fur cerul în gură, să vă lărgesc orizontul. Tu ține cont că nu-s genul să țină conturi. Nu vrei forme fără fond, nu-mi cere formă fără fonduri. Că am dat totul, dar să mă scot nu. De fapt unii parcă așteptați să mă lovească cu necaz, ca după aia să disputați care-i cel mai bun MC și să purtați tricouri cu Dobrescu liber. Nu mersi. Mulți copii scriu versuri cu carioca și pozează în altcineva ca niște radiografii. De-aia rapul românesc îmi pare cu străin. Îmi vine să intru sub pământ ca Saddam Hussein. Că nu țin pas cu moda, stau retras ca Yoda. Privind mascarada, stați dezgustat. Vreau înțelepciunea lui Buddha, rămâi prost Buddha. Că lumea-i mică, s-o mai subțiez cu un strat. Vremea când eram copil, cu visul să-mi văd piesele scultate pe vinil. Ziceam, decât să strici, să-ți dai cu pumnul piept, mai bine stai, te gândești și încerci să scrii ceva deștept. Să obții ceva respect, punctul pe ei să-l pui tu pe ce ai pus punctul sub semnul întrebării. Și astfel, credeam că treaba va fi evoluat. Însă acum mă uit la rap și sforțat să constat că a rămas ca un prunc retardat și difon cu mulți alte darți în jur care se bucură că nu-i mor. Dar eu m-am mus, chiar vă rog, faceți-vă tripul. Tot ce vreau să zic e că mă bucur că nu stăticul. Paici pereții au urechi și urechii de-au ziduri. Dacă au că-i contrazice, ar cărți, sparg discuri. Dar eu nu sunt tipul să mă apuc să debitez prostii pe verse, să se simtă proștii deștepți. De-aia hipsteri infecți mă urăsc, le urez să-i prinde cu tremurul. Beți în beci, în centru vechi, eu n-am să mă schimb, n-ai să mă convinci. Și ca să scurtăm conversația pot să stai de-ai. Privind liniștiți, prea sfințit, e ceea ce am gândit, ce am simțit și le-am scris să le zic. Sper că n-am uitat nimic. Pun o rază de lumină pe un trac de pe CD pentru noaptea minții. Privind liniștiți, prea sfințit, e ceea ce am gândit, ce am simțit și mi-am zis să le scriu. Poate nu e prea târziu să pui acum pe un disc ca să spun ce știu.